Dragii noștri, astăzi la dimineața cu noi vă anunțăm că un festival internațional de film ecologist începe la Galați săptămâna viitoare. Este dedicat copiilor și tinerilor, cei care se vor bucura mâine de cum lăsăm noi planeta azi. Dar cel mai important, avem o invitată minunată în platou. Este vorba despre Lavinia Șandru, președinta Ecofest. Și vom vorbi despre Ecofest și despre ce se întâmplă acolo la Galați. Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața! Mulțumesc mult de tot că m-ați primit aici la voi, unde e o atmosferă atât de frumoasă, de veselă, de verde. Salut, mâna! Mulțumim mult de tot! Ecofest va avea loc la Galați în acest an. Da. La 12-a ediție, spun bine, da? Da, este a 12-a ediție. Este un festival itinerant. În fiecare an mergem altundeva. Într-un an am fost la Oradea, în alt an am fost la Piatra Neamț, anul trecut am fost la Craiova. Anul ăsta, uite, suntem la Galați. Într-un an am fost și în Italia, Patricia. Da. Unde? În 2015, la Expoziția Mondială de la Milano, am fost cu festivalul în pavilionul României și timp de 3 zile am avut 60.000 de spectatori. Wow! Wow! Da, 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 a fost o nebunie, a fost foarte... A fost chiar o nebunie, 60.000 de oameni, sunt 60.000 de spectatori și era chiar înainte de summitul climă-energie de la Paris din 2015 și am făcut așa, acolo în pavilionul României, un papirus lung de 50 de metri și toți spectatorii își lăsau amprenta cu carioca, semnau acolo. Am strâns papirusul și l-am predat pavilionului Franței, așa cu un mesaj al României. Uite cât de mulți suntem! Summit. Uite cât de mulți suntem! Uite câtă hârtie v-am adus! Ce înseamnă acest festival și dacă oricine poate veni la el? Sigur, intrarea normal este liberă, este un festival care se desfășoară de marți până sâmbătă. 7 iunie. De pe 7 pe 11 iunie. Este un festival organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Ăștia suntem, alții n-avem. Da. Ăștia suntem, profesioniști. Așa. Tot ce nu-i profesionist, noi nu băgăm în seamă. Corect. Și Inițiativa Ecologistă Europeană, că suntem așa ecologiști, ne sprijină primăria din Galați, Consiliul Județean, na, Ministerul Culturii și al Educației. Ca ce să pot zic vedea eu, oamenii când vor vedea? Așa. Vor vedea filme, filme produse în ultimii 2 ani pe tot mapamondul. Din 11 țări avem filmele. Vor fi foarte interesant, vor fi 2 jurii care vor juriza. E juriul de specialitate cu oamenii serioși, cu specialiștii, cu grei, așa, cu regizori, directori de festivaluri, critici de film și de toate. Și avem și un juriu al elevilor. 60 de elevi, cei mai buni dintre cei buni elevi din județul Galați, vor vedea toate filmele, jurizează pe parcursul festivalului și la final dau premiul cel mare. Ei dau trofeul festivalului. Copii, cei 60 de copii, da. Și vreau să spun că în fiecare an, premiul pe care îl stabilesc elevii din juriu coincide cu unul din marile premii stabilite de juriu de specialitate. Da? Ochiul de mic se formează. Da. Păi dacă noi, poporul român, nu suntem buni la critică, apoi la cenere. Și atunci până și critici de film ieșim de mici și noi, n-avem nicio problemă. La câți oameni vă așteptați să vină în acest an? Păi, de exemplu, noi avem o secțiune, pe lângă secțiunea competiție, mai avem 2 secțiuni foarte interesante. Una se numește Snapshots. E vorba despre filmulețe de 1 minut realizate cu telefonul de către elevi. Am primit și din Galați, am primit și din restul țării, primim de peste tot. Și de la copii din diaspora, români din diaspora care ne urmăresc. Există vreun montaj în acest minut sau pur și simplu ei filmează? Fac ce vor. Deci ei dau 1 minut cu telefonul. Dacă îl montează bine, dacă nu, nu. Important este să fie filmarea făcută cu telefonul. Și mai avem încă o secțiune, se numește Zona Liberă de Indiferență. Da, aici primim proiecte ecologiste realizate de elevi din județul Galați, adică anul ăsta din Galați, anul trecut au fost din județul Dolj, da, înainte de unde are loc, în funcție de unde sunt festivalul. Și fiecare liceu sau școală care intră în concurs vine cu un echipaj. Echipajul prezintă proiectul, după care alți colegi din școala sau din liceul respectiv vin cu un moment artistic. Ei, la proiectele astea anul trecut au fost 1000 și ceva de elevi. Deci concurenți. Da. Ce este foarte interesant, faptul că în mod normal elevii în această perioadă fug în vacanță. Adică, e ultima săptămână de școală. Da, nu știu cam care cum să mai chiulească, care cum să mai fugă. Băi, s-a terminat un an de școală. Foarte interesant că elevii își bat capul și cumva
vin în sprijinul acestui festival, fără ei practic n-ar avea loc festivalul. Și încearcă să creeze lucruri interesante într-un moment în care ar putea să zică, bă, eu am muncit un an, mi-am luat vacanță, ne mai întoarcem în septembrie. Pentru că au nevoie de un altceva. Da. Sigur, și este altceva aici la festival. De exemplu, un juriu sau un blucele 60 de locuri în 24 de ore. Avem foarte mulți care și-au dorit să fie voluntari la festival ca să ajute, să se implice, să facă și ei ce-i de făcut în așa fel încât să rămână cu ceva de pe urma festivalului. Experiențe, discuții, idei interesante cu care să meargă mai departe. Festivalul va începe în Teatru Dramatic Fanny Tardini din Galați, acolo e gala de deschidere. Pe urmă ne mutăm în zilele... Nu, în zilele următoare ne mutăm cu jurizarea, că nu poate juriza juriu în stradă. Ne ducem la Colegiul Național Vasile Alexandrii. Ok. Arată foarte, foarte bine acolo. Și pe urmă, în penultima zi, vineri, suntem cu un concert Cenaclu Flacăra în grădina publică. Bun. Iar sâmbătă seara, când avem gala Zona Liberă de Indiferență, vedem care au fost cele mai bune proiecte și anunțăm și marele premiu. Marele premiu și anunțăm și premiile la celelalte secțiuni. Avem spectacol în acolo, atunci ne ducem în stradă, suntem în zona Spicul, o zonă pietonală, frumos. Aici avem și și filme în panorama, adică sunt filme care sunt în afara concursului. Filme pentru tot publicul, cum ar veni, și încheiem cu un concert proconsul. Ce frumos! Bine că se desfășoară în Galați, când am auzit asta cu pietonala, că altfel, dacă eram în București, toată lumea ar fost iar festival! Noi pe unde mai luăm? Iar se blochează traficul, iar... La mine ne-ai adus și niște cărți? V-am adus și niște cărți, uite. Am, așa, Planeta Noastră. E o carte scoasă de partenerii noștri de la Litera și aici am o carte a lui Igor Berglia. Am citit-o, iertați-mă, am vrut doar să mă laud. Am citit-o, Minciuna de Michelangelo. E superbă, trebuie să apară și partea a doua, nu? Da, prima parte se numește Catedrala în Flăcări, a doua va fi Profeți și Sibile. Mâine are loc lansarea la Bookfest, dacă am voie să spun. Da, bineînțeles. Sunt acolo și eu. E ca și cum n-ai spus, adică... Despre cărți știu că putem vorbi, că și eu mă duc la CNA mult și știu. Despre cărți putem vorbi. Este cea mai vândută carte în momentul de față. Numai în precomandă a fost vândută cam în 60-70 de mii de exemplare. Deja s-a vândut în câteva sute de mii. Iar mâine va fi acolo la ora 17 Igor Bergler împreună cu mine. Ah, ce tare! Da. Ah, vin și eu, gata. Da. Minciuna lui Michelangelo, mâine se lansează cartea. Așa că, haideți, să mai punem mâna și pe o carte, că de manele le-am săturat. Mulțumim mult de tot, Lavinia. Mulțumesc, și cartea. Să rămână, mulțumim din suflet. Încă o dată, festivalul are loc în Galați, în perioada 7-11 iunie. Doamne ajută să fie bine, copiii s-au înscris. Vă iasă așa cum vă doriți. Mulțumim din suflet. Și vă așteptăm aici cu orice altă ocazie. Și mult succes și vouă. Doamne mulțumim ajută, mulțumim mult de tot. Mergem mai departe în emisiunea noastră și nu uitați. Carte. De unde și vorba, ai carte, ai parte. N-ai carte, ai două părți. George? Da.